Primul capitol al cărții se numește Un dezastru care se putea evita. Este un titlu puțin curios pentru istoriografia ultimilor decenii, în care aproape totul este explicat prin apelul la cauze și fenomene irepresibile. Spuneți în carte să nu mai considerăm războiul drept rezultat automat, direct și inevitabil al unor cauze mari. Cum comentați aceste lucruri? Da, cred că a fost o viziune simplificatoare. Trebuie să fim mai atenți la varietatea cauzelor, nu numai cauzele evidente, cum să spun, mari, puternice, confruntarea dintre marile puteri, nu, sau cauze contradicțiile economice sau majore și așa mai departe, da? Trebuie văzut și procesul de decizie, de pildă. Cum au acționat, cum au reacționat oamenii politici, șefii militari, și asta în funcție și de reacția celorlalți, fiindcă nu e doar o parte, sunt multe părți angajate în procesul ăsta care a dus la război. Deci lucrurile trebuie studiate, cum să spun, sunt conexiuni mult mai fine, asta vreau să spun, nu sunt doar cele mari care par extrem de importante. S-ar putea ca mici evenimente, mici mișcări să conducă la rezultate de mult mai mare amploare. De pildă, bun, e punctul de plecare bine știut, atentatul de la Sarajevo. Ce vom spune acum? Că și fără atentatul de la Sarajevo am fi avut primul război mondial? Poate l-am fi avut, dar nu l-am fi avut atunci. E clar că n-ar fi izbucnit primul război mondial în vara lui 1914 dacă n-ar fi fost atentatul de la Sarajevo. Era chiar o perioadă care s-a anunțat destul de liniștită, lumea răsufla ușurată. După războaiele balcanice, după atâtea crize în anii precedenți, ia tovară liniștită, se spunea pe la începutul lui iunie 1914. Și a izbucnit totul brusc odată cu atentatul de la Sarajevo. Dacă n-ar fi fost atentatul, n-am fi avut război în vara lui 1914. Am fi avut mai târziu? Poate da, poate nu. Cine știe? Dar parcă primul război, la originea primului război se află mai mult o astfel de combinație de elemente neprevăzute decât față, să spunem, cel de-al doilea război, care poate că era mult mai previzibil. Da, era mai previzibil, fiindcă e urmarea dezechilibrelor, frustrărilor, contradicțiilor create sau amplificate de primul război mondial. Dar primul război mondial totuși izbucnește la capătul unor decenii, când timp de aproape o jumătate de secol se menținuse un anumit echilibru. Puseseră multe crize, dar se trecuse peste ele, crize într-un fel poate chiar mai grave decât aceasta din vara lui 1914. Deci era posibil în principiu să se treacă și peste asta. Sigur, nu s-a trecut. Avem o singură istorie și istoria asta singură e într-adevăr cu primul război mondial, din păcate. Dar ce vreau să spun este că nu trebuie să-l considerăm ca fiind o fatalitate, că trebuia neapărat să se întâmple. La fel spuneți că nu, poate Germania ar fi putut câștiga. Dar Germania ar fi, este, pentru mine este evident că ar fi putut câștiga războiul, după cum ar fi putut să-l piardă și l-a și pierdut, dar putea să-l și câștige. Vorbiți într-un pasaj din carte de faptul că războiul era ca atare, era dedramatizat în perioada premergătoare primului război. Da, nimeni nu și-a închipuit că se va ajunge la ce s-a ajuns. Care erau și Kaiserul a exprimat reprezentările, adică ce reprezentări despre război existau atunci? Dumneavoastră amintiți în carte două, trei, faptul că în general face parte din... Deci încă o dată nu și-au închipuit că va ieși ce a ieșit. Și Kaiserul la câteva luni a exclamat: nu am vrut așa ceva. Sigur că n-a vrut așa ceva, nimeni n-a vrut așa ceva. Deci se considera că războiul este inevitabil mai întâi. Asta fusese întreaga istorie, o succesiune de războaie, perioade de pace, perioade de război. Bun, poate venise vremea să se mai facă un război care n-avea să fie esențial diferit de celelalte. Se credea că va fi un război scurt, un război care va descătușa energiile, va aplana contradicțiile și până la urmă, dacă tot trebuie să fie, mai bine să se facă și să se termine. Deci cam asta era starea de spirit. O stare de spirit care a contribuit, poate mai mult decât contradicțiile, să le zic, obiective,
Această stare de spirit, această reprezentare a războiului a contribuit la declanșarea conflictului. Francezii aveau o formulă la dernier du dernier, ultimul război cu care... Da, se vor rezolva toate. Ori în loc să se rezolve toate, au început toate, ca să zic așa. Oricum, al doilea război își are originile în primul. Cred că este interesant de văzut cum a evoluat situația vinovăției, între ghilimele, în perioada de după primul război mondial. În perioada interbelică, nemții nu se simțeau deloc vinovați. Da, în timp ce cei care câștigaseră război au socotit vinovați în primul rând pe nemți sau aproape numai pe nemți. Austro-Ungaria dispăruse, așa că vinovații de serviciu au rămas nemții. Eu nu spun că nu au avut responsabilitatea lor, și încă importantă, dar nu doar ei. Nu doar ei, iar nemții, bineînțeles, că nu vreau să o recunoască câtuși de puțin. Adevărul e că există o vinovăție difuză, pe care au avut-o și germanii, dar au avut-o și ceilalți, și e greu să calculăm acum în procente cât la sută din vinovăție sau din responsabilitate îi revine fiecăruia. Chiar dacă Germania va fi avut o responsabilitate mai mare, să acceptăm și punctul ăsta de vedere, faptul că ceilalți au intrat în joc a condus până la urmă la război. Dacă Franța, care e aproape absentă, nu apare în prima linie în lunile astea, în săptămânile premergătoare declanșării ostilităților, dacă Franța ar fi fost cât de cât fermă în raport cu Rusia, era aliata ei, și le-ar fi spus rușilor, stați liniștiți totuși să nu facem pasul fatal, poate că nu s-ar fi ajuns la război, indiferent de acțiunea Austro-Ungariei împotriva Serbiei și de sprijinul dat de Germania politicii austro-ungare. Fiindcă aici a intervenit și Rusia. Deci, îndată ce Austro-Ungaria declară război Serbiei, Rusia declară la rândul ei mobilizarea generală. Și asta a pus în mișcare Germania. Germania se temea că va fi obligată să lupte pe două fronturi și atunci strategia germană a fost de a porni ei, de a avea ei inițiativa, faimosul plan von Schlieffen, atacarea Franței, scoaterea Franței din război cât se poate de repede și apoi întoarcerea armatelor germane împotriva Rusiei. Deci toate s-au legat, cum să spun, dacă măcar unul dintre protagoniști ar fi fost mai atent, mai realist, mai temător față de ce ar fi putut să se întâmple și știm că s-a întâmplat, poate că s-ar fi oprit mecanismul. Fiecare a contribuit la punerea în mișcare sau la accelerarea mișcării acestui mecanism care a condus spre război. Sunt vinovății difuze, cum să spun, și până la urmă e o mare stare de inconștiență, fiindcă n-au vrut niciunii, nici alții n-au vrut să se întâmple chiar ceea ce s-a întâmplat, toată grozăvia asta unui război de 4 ani și jumătate care a bulversat lumea, care a omorât milioane, multe milioane de oameni. De altfel, țările occidentale au pierdut mai mulți oameni în primul război mondial decât în cel de-al doilea. În cel de-al doilea cifrele sunt mult mai mari, dar asta, în primul rând, date fiind sacrificiile rușilor, care au fost enorme în al doilea război mondial, și populație civilă, iarăși, tot procesul de exterminare al naziștilor și toate astea au mărit foarte mult cifrele morților din al doilea război mondial. Da, a fost un soi de măcel primul război mondial. Și pe frontul de vest, în mod deosebit, că s-a ajuns la războiul de poziții, timp de ani de zile au stat unii în fața altora, înaintau câțiva kilometri, se retrăgeau câțiva kilometri, tranșeele față în față, porneau la atac, erau secerați de mitralierele din față. Ăsta a fost jocul timp de câțiva ani de zile, un joc macabru. Și care au fost principalele frustrări ale Germaniei după primul război? Păi cum să nu fie, că Germania era totuși țara cea mai puternică în 1914, și industrial și militar, era convinsă că va câștiga războiul, sau care în orice caz prima șansă, a și câștigat războiul pe jumătate, că în 1917-18 Germania au scos pe ruși din război și pe români, au liquidat frontul de est, în sfârșit acolo luptau pe un singur front, pe frontul de vest, ori pe frontul de vest n-au mai reușit să ajungă la victorie și până la urmă au pierdut războiul. Deci un război care părea câștigat, care fusese pe jumătate câștigat, e pierdut și e pierdut în mod dezastros. Și după aceea, tot ce s-a impus Germaniei prin tratatul de la Versailles, și pierderile teritoriale și
distrugerea completă a flotei, armata redusă la minim, coloniile pierdute, deci a fost un tratat foarte greu pentru Germania. Și aspectul național, cum să spun, fiindcă atunci s-a promovat politica naționalităților, construcția statelor naționale, și atunci Germania ar fi dorit, de pildă, unirea cu Austria. Și austriecii, care rămăseseră fără imperiu și care erau germani totuși, puseseră scoși din proiectul german de Bismarck când s-a făcut imperiul în 1870-71. Dar acum austriecii ar fi dorit să revină într-o unitate cu restul Germaniei, potrivit principiului naționalităților, care s-a aplicat în cazul României, în cazul altora, dar germanilor nu li s-a permis. Și toate astea au creat mari nemulțumiri, o stare de frustrare, de iritare, care ne conduce direct la Hitler, la nazism și la al doilea război mondial. După cel de-al doilea război mondial, după 1970, a existat, în Germania a apărut, au conștientizat o stare de vinovăție pentru primul sigur, război. Pe care au avut-o. Prin nazism, nici nu se discută în declanșarea celui de-al doilea război mondial. Însă starea asta de vinovăție a fost proiectată și asupra trecutului mai îndepărtat al Germaniei și asupra primului război mondial. Chiar nemții au ajuns să se convingă, după ce spuseseră în perioada interbelică că n-au nici cea mai mică vină, că ceilalți sunt vinovați, acum și-au atras asupra lor întreaga vină. Nici nu mai trebuiau să fie acuzați de alții, că se acuzau singuri. Și s-a proiectat și mai departe vinovăția asta germană, o istorie germană suspectă, agresivă, în orice caz, și în perioada bismarckiană și pornind chiar de la Frederic cel Mare. Deci Germania ar avea în gena lor, cum să spun, această agresivitate, ceea ce sigur nu este adevărat. Comentați puțin acordul secret între germani și nou instaurata putere sovietică din 1918. Nu a existat pacea de la Brest-Litovsk din 1918, prin care Rusia a renunțat la o bună parte din teritoriul ei european, la țările baltice, la Polonia, la Ucraina, toate astea intrau în sfera de influență a Germaniei. Nu, cert este că Germaniei a convenit Revoluția Bolșevică, asta spuneam și trecerea lui Lenin prin Germania spre Rusia s-a făcut cu aprobarea factorilor de decizie germani și Revoluția Bolșevică a fost foarte favorabilă Germaniei, fiindcă a însemnat ieșirea Rusiei din război și un câștig teritorial imens pentru Germania. Aș vrea să vorbim și despre România. Eu cred că dumneavoastră aveți o oarecare simpatie față de cei pe care îi numiți germanofili și în această carte. Bine, și simpatie, fiindcă prea au fost acuzați, cum să spun așa, că încerc să restabilesc un echilibru, nu înseamnă că... Care era opțiunea lor? De ce? Adică dumneavoastră arătați raționalitatea opțiunilor pro... Germania, pro puterile centrale. Deci erau trei posibilități, trei scenarii, nu? Posibile. Intrarea României în război alături de Antanta, cum s-au și petrecut lucrurile. Cu ce scop? Pentru Transilvania și Bucovina. Pentru Transilvania mai ales, că Bucovina pusese într-un fel promisă și de austrieci ca preț, ca răsplată pentru intrarea României în război alături de ei. Deci Bucovina era o problemă mai puțină în dispută, dar era chestiunea Transilvaniei. Cealaltă soluție era intrarea României în război alături de puterile centrale. Sigur, n-am fi avut Transilvania, poate am fi avut Bucovina și, desperat, că am fi avut Basarabia, dacă puterile centrale plus România înfrângeau Rusia. Și a treia soluție a fost neutralitatea. Poate că le-am fi avut pe toate, rămânând neutri. Dacă la sfârșitul războiului s-ar fi petrecut dezmembrarea Austro-Ungariei, dezmembrarea Rusiei, Transilvania, Bucovina și Basarabia, poate că ar fi venit la România, chiar fără ca România să participe la acest război cu imensele jertfe pe care le-a dat. Dar astea sunt scenarii virtuale, cum să spun. N-avem cum să cunoaștem cu oarecare precizie decât istoria care a fost, nu și istoriile care ar fi putut să fie. Nu, germanofilii asta spuneau, pericolul cel mare este Rusia. Deci între Germania și Rusia, România trebuie să aleagă Germania. Sigur, antantofilii susțineau că Rusia va fi totuși moderată, înfrânată de Franța și Marea Britanie. Asta nu-i deloc sigur, am văzut ce s-a întâmplat în al doilea, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial.
marele noroc al României a fost că s-a prăbușit și Rusia. Înainte să prăbușească Germania, Rusia a fost înfrântă de Germania, a avut loc Revoluția și s-a prăbușit, nu pentru totdeauna, dar mă rog, pentru o perioadă, Imperiul Rus a ieșit de pe scenă. Și asta a făcut posibilă unirea Basarabiei cu România. Deci România a avut și foarte mult noroc, că a fost înfrântă în război și înfrântă fiind, a câștigat mult mai mult decât s-ar fi gândit să ceară inițial și Transilvania, și Bucovina, și Basarabia. Răspunzând unui cititor, spuneți că reluați formula unui mareșal francez, spuneți că primul război mondial a fost un război civil european. Cum dezvoltați puțin această idee? Bine, dintr-o perspectivă actuală sau mai ales a viitorului, dacă Europa într-adevăr se va face și noi mizăm pe Europa, sper că va exista o federație europeană, atunci, sigur că da, privind îndărăt, a fost o luptă fratricidă între statele europene, între popoarele europene, atât de apropiate în fond între ele, din atâtea puncte de vedere. Și a fost un război care a contribuit la declinul Europei pe care îl constatăm începând odată cu primul război mondial și până astăzi. Un declin relativ, dar totuși în raport cu celelalte zone ale lumii, cu celelalte puteri. Dar acest război a permis și transferarea puterii dinspre Europa spre Statele Unite. Care păi asta spun, este declinul Europei. Sigur, Statele Unite profită într-un fel de această scădere a ponderii puterilor europene, după cum astăzi vedem China și alte mari puteri ale lumii, de singura șansă a țărilor europene care dominau lumea înainte, marile state europene dominau lumea înainte de primul război mondial, după primul, dar mai ales după al doilea și apropiindu-ne de zilele noastre, singura șansă pentru ca Europa să mai reprezinte ceva e tocmai Uniunea Europeană. Niciuna dintre actualele puteri europene luate separat nu mai sunt de talia marilor puteri mondiale. Nici măcar Germania, care iată după ce a fost înfrântă în două războaie mondiale, iarăși e puterea europeană, economic vorbind, cea mai de seamă, dar nici Germania nu mai are ponderea mondială pe care a avut-o la 1914. Nu mai spun Marea Britanie sau Franța. De singura șansă este Europa. Ce nuanțări sau ce contribuții noi vedeți în noile cărți despre primul război mondial apărute acum? Da, o orientare care se conturează tot mai clar este aceea de a privi lucrurile cu anumită detașare, cu anumită echidistanță, dintr-o perspectivă europeană, să nu vedem la nesfârșit dreptatea noastră și vinovăția celorlalți, și dreptatea și vinovățiile sunt destul de împărțite, deci să încercăm să facem o istorie comună, fiindcă multă vreme istoria primului război mondial a continuat, de fapt, conflictul, cum să spun, istoriografia, a continuat conflictul militar. Deci fiecare și-a dat în cap adversarului cu propria lui istorie, susținându-și dreptatea lui și nedreptatea celorlalți. Acum să încercăm să facem o istorie comună, ceea ce au reușit deja francezii și germanii. Există manuale de școală franco-germană, deci până și elevilor îi se împăzișează o istorie comună în care istoricii din cele două țări au reușit să ajungă la un punct de vedere unitar în ce privește interpretarea multor evenimente istorice, inclusiv a primului război mondial.